Ia să vedem noi ce musafir avem aici pe balconul vecin. Foarte interesant faptul că noi, oamenii, nu vedem din partea aia încoace. Ea arată ca oglinda când te uiți de la exterior spre interior. Pe când el, după gesturile pe care le-a făcut în momentul în care l-am văzut prima dată, și chiar și acum am parcă un pic. Cred că el distinge ceva totuși. De că vine mai aproape. Uite ce mare s-a făcut. Uite ce lăbuțe are, bă, ce lopețele are, este pregătit pentru pescuit. Cred că el vede ceva, dar nici el nu vede foarte bine, dar totuși el vede ceva. S-a văzut după gesturi că în momentul în care l-am văzut, a reacționat imediat și a schimbat comportamentul. Nu se mișca așa atunci când am apărut în geam prima dată. Dar noi nu vedem nimic. Dacă te uiți de afară înăuntru, se vede oglindă și atât. Se vede marea din partea cealaltă. Ți faci de acolo, mă? Ce cu ciocola la tine? Ia zi, câți pești ai mâncat ieri, a? De aici că sunt pescăruși. De că trebuie să mănânce pești, nu? Să vâneze, să... De fapt, ei s-au învățat să caute în gunoaie și să mănânce de pe plajă. E o inclusiv aici, ce să-și mai caute singur pești când aruncă oamenii cu mâncare. Ia să mănânci cu un pic mai mult, să vedem dacă chiar mă vede, știi? Uite, bă, vezi că reacționează. Ia. Uite, dacă mă mișc un pic. Ceva, observă el, știi? Fetița. Uite-o cum așteaptă acolo cu floricelele în păr sau cu pampoane sau Poate tampoanele. clasa întâi. Da? Da. Nu sunt tampoane, nu? Din alea de pus între picioare. Nu alea de pus jos, nu. Sunt pampoane astea. Da, nu cu T, e cu P. Uite, i-am filmat și lui lăbuțele, acum ți le filmez și ție. Are niște lopețele Păi și eu tot lopețele am. el. Da. Nu trebuie să mai văd bine. Acum din nou se vedea mai bine. Și e drăguț, așa știi. Vezi cum se vede că s-a adaptat pentru apă, știi? Așa. Și acum să mergem la masă. Cred că am altă voce, că tocmai ce m-am trezit.